Suntem din nou în legătură cu voi. Cu voi, cei care ne scrieți, ne trimiteți mesaje și tot primim mesaje de la voi. Ne întoarcem la ce făceam la 30 de ani, nu? Cam asta... Da, fiindcă am văzut că oamenii au multe amintiri legate de 30 de ani. Eu promit și propun să tot scădem așa vârsta, da, în emisiunile următoare. Da, și acum putem. Să facem la 20 de ani, la 10 ani și la 0 ani. Nu, și la... Ce, da. Ce făceai la 10 ani? Ce Dar să... totuși, uite, oamenii au multe amintiri drăguțe. Zice 10 noiembrie, stați puțin, la 30 de ani, pardon, s-a născut băiatul meu, ce drăguț. Mm-hmm. Iar acum, fix 10 ani mai târziu, aștept să se nască fata, ne zice Marius din București, ce tare. Ci că 10 noiembrie băiatul și pe 9 noiembrie ar trebui să se nască fata, iar pe 8 noiembrie este născută soția. Aha! Cât de tare, 8-9-10. 8-9-10, n-ai cum să uiți ziua de naștere sau zilele, n-ai cum, la 8-9-10 n-ai. Bună dimineața, mai scrie cineva, la 30 de ani, fata mea intra în clasa 1, e vorba de Mariana din Câmpina, semnați-vă de fiecare dată la mesaje, da? Cum a făcut Mariana din Câmpina. Deci 30 de ani în clasa 1, da, n-ai cum să uiți, adevărat. Asta era întrebarea noastră pentru voi, colegii, colegele noastre de emisiune, corespondenții noștri, cum v-a numit Grix, sunteți în toată țara. Ce amintiri aveți de la 30 de ani? Și să știi că sunt foarte, foarte multe povești de viață. Uite, Simona din Brașov zice, la 30 de ani aveam un băiat de 3 ani și de luat o hotărâre grea. M-am operat pe inimă. Okay. Acum sunt bine, mai am încă un băiat. Deci un Rareș 12 ani și un Victor 4 ani și evident un soț minunat. Aștept să vedem cum e la 40. Până atunci trăim prezentul. Mișto la 40, este cel mai important. Da, păi, e tare? E. Cum e la 40 de ani? E tare de tot, nu știu. Mi se pare că nu ești în momentul ăla în care nu-ți mai e teamă, nu te mai sperii, nu sunt lucruri care te pot surprinde. Adică s-au adunat. Singura problemă care apare, știi, că te gândești de fapt după ce treci de 40 că intri în a doua jumătate a vieții, știi? În cazul ăla fericit în care trăiești 80, știi? Ești deja în partea a doua a vieții. Dar tu la 40 n-ai nicio amintire sau? Da, aștept, tu ai 37, da. Mai câțiva ani până faci 40, corect. Da. La 10 ani mă uitam la Revoluție, zice Nicu, fiindcă la 30 de ani probabil nu mai ține minte ce se întâmpla. La 30 de ani, de exemplu, părinții noștri, uite, vezi care, ce diferență între generații. Părinții noștri la 30 de ani deja aveau bine, nu ai mei, dar zic în general, ei aveau deja 3 copii. Da, da. Înțelegi? Da. Iar statistic, românii încă mai stau cu părinții la 30 de ani. Și asta, da, nu mai știu cât la sută, dar așa e, așa e, așa e. Adică tinerii din România pleacă destul de târziu de acasă, dar să-i vezi pe aia din Italia, în special, deci băieții. Deci, fii atent, băieții stau cu mamele în Italia până la 50 de ani, unii. Și mă, o chestie, băieții, bărbații, băieți le zic, da? Nu ies din cuvântul mamei, mă. Deci dacă în mama Italia, soacră da. Nu te place, în Italia, da. Fai de capul meu. Păi știi că erau filmele alea cu, zic, cu mafia italiană, știi? Și apărea maică sa, înțelegi? Și ăla se făcea mic așa, îi dădea maică sa jap-jap două palme, înțelegi? Și el cea, si, certo, Ovidiu, certo, jup, îi mai dădea o palmă și gata. Ovidiu ne zice la 0754-222-999, salutare, 30 de ani, la 30 de ani aveam o familie minunată, căsătorit și cu un copil de 5 ani și după două joburi deținute, începusem o afacere, o spălătorie de covoare în Craiova și de atunci în toate anotimpurile spăl covoare. Cât de tare, bravo! Foarte, foarte tare! Uite, neața domnilor, la 30 de ani, gemenii mei, Mihnea și Codrin, a patru anișori. Făceau patru anișori. Da. Așa. Ionuș din Constanța. Ionuș din Constanța. Să trăiască, să crească. Să fii sănătos, da, și tu și copiii. Da, și peste 30 de ani să povestiți ce făceați la 30 de ani, nu-i așa? Da, vorbeați cu Grig și Cernat. Hai, pauză publicitară, ne întoarcem în câteva momente. Dimineața Bătoi. This is Se apropie ora 9, de data asta nu mai greșesc, nu mai pun 5 lei în borcanul inexistent, ascuns de producător, cum susține Grig, în frigider. Trebuie să facem un borcan virtual pe Revolut. Da. Da, nu, ce bine că n-am Revolut. O să-ți faci. Îți facem noi. Îți furăm buletinul, îți facem fotografie. Deci vrei să zici ceva? De a naibii nu-mi fac. Toată lumea îmi spune să-mi fac și de ce îmi spuneți mai mult? Păi atunci nu-ți fă, dragă. Lasă, nu-ți mai fă. Nu. Nu-ți mai fac. Pe ING primesc. Da?
Nu, dar cine colectează? N-am o problemă. Cine colectează? Nu vă uitați la mine. Nu, a, corect, nu vă uitați la mine că eu o să fiu tentat să cheltui banii. Nu, nu, îi trimitem lui Iosif. Iosif e șeful radioului. Eu sunt magician, fac banii să dispară. Da, corect. Și eu la fel. Hai să ne întrecem în asta? Nu. Pierzi. Cine așteaptă în fiecare zi un colet? Nadina Zisu. Noi ne așteptăm foarte mult că uite cum se face, cum se face fix în câteva secunde. Ce să mai avem știrile de la Nadina Zisu, ceva nou cu drone. Bănuiesc că povestea e aceeași, nu? E aceeași povestea, da. Avem o noutate cu Mark Zuckerberg. Se pregătește, vrea să arate cel puțin că e pregătit de lupta cu Elon Musk. Da. O să vă arăt ce, vă zic ce a postat. Numai Elon Musk nu-i pregătit de lupta cu... Păi nu-l lasă mama, ai uitat că a postat mama lui pe Twitter că asta, that's not gonna happen. Pe ce, nu vă mai băteți, măi. Mai copii. Nu vă mai băteți. Ei bine, știrile cu Nadina Zisu, fix acum, neața. Bun găsit din nou la știri. Rezultat neașteptat în cazul șoferului care a ucis o femeie în Popeștile Ordeni. Fostul șef de la crimă organizată nu ar fi fost drogat potrivit analizelor de sânge. Alcoolemia uriașă, pe de altă parte, nu poate fi pusă la îndoială. Acum însă este contestată eficiența aparatelor drug test, pentru că în aproape un sfert dintre cazuri acestea dau rezultate eronate, spun sindicaliștii. După 48 de ore de negații și informații neclare, Ministerul Apărării a confirmat că o dronă rusă s-a prăbușit pe teritoriul României. Asta după ce și premierul și președintele Iohannis au dat asigurări că scenariul este departe de adevăr. Klaus Iohannis spune acum că incidentul este o gravă încălcare a suveranității și integrității teritoriale, dar că nu trebuie să ne facem griji, fiind bine apărați de NATO. Elevii care încep clasa a noua vor primi burse de merit pe baza mediei generale din clasa 8-a și nu pe media de admitere la liceu ca până acum, potrivit noi variante de proiect ordin de ministru. Șeful diplomației americane se află într-o vizită surpriză în Ucraina. Anthony Blinken urmează să anunțe un nou ajutor financiar de $1 miliard pentru ca țara vecină să facă față mai bine invaziei ruse. Oficialul american a fost scos la cină de omologul său ucrainean la un fast food din Kiev, unde au mâncat cartofi prăjiți și plăcintă cu vișine. Cel puțin 7 oameni au murit în urma inundațiilor puternice din Turcia. Ploile torențiale au declanșat viituri violente în nord-vestul țării, care au măturat totul în cale. Vremea rea vine după o vară extrem de secetoasă în Turcia, în urma căreia apa din rezervoare a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 9 ani. Noul an școlar a început cu scandal în Franța. Sute de eleve musulmane au fost trimise acasă pentru că au venit la cursuri în hainele tradiționale. Vă amintim că președintele Emmanuel Macron a interzis veșmântul musulman în școlile din țară. Decizia a stârnit furia părinților musulmani care au ieșit la proteste. Europa este în prag de sărăcie cruntă. 3 din 10 europeni spun că abia mai fac față cheltuielilor de zi cu zi. Pentru a nu rămâne fără bani la sfârșit de lună, oamenii renunță la unele necesități de bază, cum ar fi a mânca sau a-și încălzi locuința, arată un studiu realizat în Franța. În această situație se regăsesc 49% dintre greci, 22% dintre francezi și 18% dintre germani, potrivit datelor studiului. Un bărbat din New York a reușit să demonstreze cu ajutorul unor teste ADN după 47 de ani de detenție că nu este autorul violului pentru care a fost condamnat la închisoare. Aceasta este cea mai lungă condamnare pe nedrept din istoria Statelor Unite, anulată de probele ADN. Și Mark Zuckerberg vrea să arate că este pregătit de lupta cu Elon Musk. Patronul Facebook a publicat un videoclip în care se antrenează cu mai mulți luptători cunoscuți de MMA. Iar pianul lui Freddie Mercury a fost vândut cu 2 milioane de euro în cadrul unei licitații organizate cu o seară în urmă la Londra. Totodată au fost vândute manuscrisele și costumele marelui artist. Iar cu această informație am încheiat știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, ne auzim și ora următoare la știri. Dimineața pe 2. Da, 2 milioane, tot vorbim de bani și de bani și în zilele trecute, de mașina aceea scumpă de 24, 26 sau 28 de milioane. 26 de milioane de euro, da. Mauro Icardi, uite că i-am reținut numele. Argentinian care joacă la Galatasaray. Ai dat și tu follow pe Instagram? Poftim. Nu, are Instagram, da. Păi, acestei dau eu follow, să-mi dea el mie. Corect, Mauro.
Mauro, ha. Mauro, ia să te vede Mauro cum ești. Da, este bine. Cardi, este bine, bine să știi. Este bine. Mauro, eu nu știu Cardi, de unde a, eu nu știu milioane. De unde a avut atât de mulți bani, că uite, nu-și permite Messi și Ronaldo, vorba o mașină de 26. Permit, na, și Mauro, meu. Zici tu? E prea, prea tatuat nu-i... pentru gustul meu. Da. Și dar are și aici o fată, Wanda Nara. Ia uitați-o ce frumoasă e pe Wanda. E frumoasă Wanda? Este, da. Este pe principiu. Nu-mi place Rolls Royce-ul la boat tail, că e culoarea, nu mi se potrivește. Ce să faci, mă, și cu el acum? Cu tapiseria aia roz, sincer. Pe bune. Să dai atâția bani pe o mașină cu tapiserie roză? Mașină cocalar. Da. Ok. Mauro, țin-o tot așa, din punctul meu de vedere, ai făcut alegerea corectă, e o investiție. Da, sacoul lui gri. Am vrut să zic ceva, dar nu am este zis să altceva. Nu. Este altceva, e sacoul, nu e mașină și nici tapizerie, da. Vă rog frumos, ai bună dimineața. Dimineața pe Doi. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started.